În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei, ne aflăm în a doua săptămână Apostului Celui Mare, a pregătirii noastre pentru ca Domnul și Dumnezeul nostru să învieze în adâncul sufletelor noastre. Vorbim despre post în această perioadă. Ne străduim să postim, să facem milostenie, să facem într-un cuvânt voia lui Dumnezeu mai îndeaproape, mai cu atenție, să renunțăm la anumite obiceiuri. Însă, ca să putem face toate acestea, avem neapărată trebuință să știm ce este postul. Oare știm noi ce este postul? Puțin dintre noi știu cu adevărat ce este postul. Puțin dintre cei ce trăim astăzi știm ce înseamnă a posti. Sigur, putem da definiții, că suntem obișnuiți cu definițiile încă din școală. Suntem obișnuiți să judecăm și să gândim în clișee, fără să verificăm. Și așa ne și judecăm unii pe alții, punem etichete, ne încadrăm, punem într-o parte și în alta ceea ce credem noi că ar fi. Dar postul nu e nimic din ce ne închipuim noi sau din ce credem noi că ar fi postul. Și pentru ca să nu vorbesc de la mine, o să-i chem în ajutor pe Sfinții Părinți. Ei nu pot fi nicio clipă acuzați, învinuiți, că au vorbit din închipuire. Tot ceea ce au vorbit și au lăsat scris dumnezeieștii părinți a fost urmare a trăirii lor adânci, depline, a prezenței lui Dumnezeu în adâncul lor. De aceea și cuvintele lor rămase până în zilele noastre sunt purtătoare de Duh. În ele sunt viață și putere. Nu sunt doar așa niște îndemnuri pe care le citim și ne minunăm de ele, ci dacă stăm și ne aplecăm și rugăm pe Dumnezeu să lumineze înțelegerea noastră, ne vom da seama că acestea sunt în fapt, reprezintă în fapt voia lui Dumnezeu pentru noi. Iată ce zic Sfinții Părinți despre post. Ce se întâmplă în post? Dacă am participat noi la Sfintele Slujbe ale Bisericii, care se citesc în această perioadă numită a Triodului, iată din cartea aceasta masivă, are peste 800 de pagini, în toate zilele, de la Duminica Vameșului și a Fariseului, până în sâmbăta cea mare, când Domnul se odihnește în mormânt cu trupul, iar cu sufletul propovăduiește celor din iad Evanghelia. Dacă am fi atenți și dacă am participa ca să auzim măcar o fărâmă din aceste cântări, tare folosiți am fi noi, din toate punctele de vedere. Iată, am să vă citesc din săptămâna asta, să vedeți cum și să vedem împreună cum tâlcuiesc dumnezeieștii părinți postul. Timpul acesta în care suntem chemați să postim și ce este postul. Nimic din ce trăim noi și credem noi că făcând am postit. Auziți! Postul cel bun, hrănind inima, odrăslește dumnezeiește spic copt de virtuți, pe care să-l dorim într-o aceste sfinte zile primind sfințenie.
Noi când ne gândim la post, zicem, nu trebuie să mănânc cu tare, nu trebuie să... Nu trebuie. Nimic din asta nu găsim în cuvântul Sfântului Imnograf. Haideți să ne aplecăm un pic asupra acestor cuvinte. Noi percepem postul ca pe ceva restrictiv. Nu avem voie să mâncăm. Și ni se pare greu. Dar, în fapt, postul nu e ceva restrictiv. Postul e o dovadă a faptului că îl iubim pe Dumnezeu. Că suntem îndrăgostiți de Dumnezeu. Toți v-ați îndrăgostit cândva, și bărbați și femei. Când mergeați la întâlnire, cum mergeați? Cu inima, cu toată ființa, îmbrăcați frumos, parfumați, cu o floare în mână. Nu oricum la întâlnire cu persoana pe care o iubești. Oare când venim la întâlnirea cu Dumnezeu, vom mai socoti că am renunțat la cutare și cutare dacă ne întâlnim cu Cel pe care îl iubim? Cum să socotim noi că am făcut nu știu câte jertfe și câte eforturi, când de fapt postul nu e o jertfă, e o dovadă că vrem să fim lângă Dumnezeul nostru. De aceea, postul cel bun hrănește inima. Așa zice aici. Cum hrănește postul inima? Că îi auzi pe unii, părinte, dacă eu nu mănânc carne, n-am putere să lucrez la câmp. Da, pentru că inima aceasta de carne s-a obișnuit să mănânce carne și uităm că în spatele inimii de carne este și inima duhovnicească. Și de aceea ni se pare greu postul. Pentru că noi credem că suntem doar trup. Însă Dumnezeu nu e atât de neputincios să facă doar un trup care trăiește pe pământ 70, 80, 100 de ani și după aia gata. Dumnezeul nostru este atotputernic și a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și a făcut o unitate mai presus de mintea noastră, din cele văzute și din cele nevăzute, în această mână de carne pe care o vedem și pe care o măsurăm și o cocoloșim și o admirăm și o îmbrăcăm și o ridicăm atâta în slăvi, omenește vorbind. Însă Dumnezeu ne cheamă la altă slavă, ne cheamă la altă hrană. Ne cheamă să ne dea altă lumină decât asta de la lume. Și atunci, dacă noi postim după înțelesul acesta al Sfinților Părinți, după înțelesul nostru de azi, după mintea noastră căzută și înșelată și pervertită, repet, dacă postim după înțelesul acesta, postul nu ne slăbește, ci ne întărește și inima de carne, dar mai ales inima duhovnicească. Și atunci ai o putere și în rugăciune și când zici, Doamne, face Dumnezeu minuni în clipa aceea. De aceea nu răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Că noi grăim cu buzele acestea, inima bate aiurea, iar inima duhovnicească nici nu mai socotim. Aceea e gata, săraca, vai de ea. Haideți să postim după cum vrea Dumnezeu și o să vedeți cum se schimbă viața noastră. O să vedeți câtă lumină primiți dacă postiți așa. Că hrănește inima. O hrănește cu hrană de sus. Nu cu asta pe care o cumperi de la magazin. Asta toată lumea o cumpără și o mănâncă. Și vedem că se duce. Și mai nimic nu rămâne din ea. Însă, dacă va pogorî Cel pe care îl iubim, Hristos Domnul în inima noastră, oare cum nu va fi El adevărată mâncare și adevărată băutură? Că așa citim la Canonul Sfintei Împărtășanii. Că să-mi fie trupul tău adevărată mâncare și scump sângele tău adevărată băutură. O, dacă am ști ce Dumnezeu avem! Cum se coboară El să ne slujească pe noi la fiecare dumnezeiască liturghie?
Și cum stă așa cu brațele întinse, cu toată dragostea Lui să ne cuprindă și ne cheamă cu frica Lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, și noi stăm departe. O, Doamne, iartă-ne că nu-ți răspundem. Nu te băgăm în seamă. Ne închipuim că Tu ești acolo. Dar cu adevărat nu Te simțim. Pentru că nu postim, pentru că nu Te iubim, pentru că Te nesocotim, pentru că Te punem în rândul făpturii, pentru că Te socotim doar o idee de care ne folosim când avem nevoie. Iartă-ne, Doamne, că am uitat de Tine și ne închipuim că Tu ești într-un fel sau altul. Însă, iubiții mei, sufletul n-a fost creat de Dumnezeu să trăiască cu închipuiri. Diavolul e cel care hrănește mintea omului cu închipuiri dintr-un început. Aduceți-vă aminte că pe Eva așa a ispitit-o, să-și închipuie cât de extraordinar e rezultatul mâncării. E aceeași ispită și astăzi, nu e alta. De aceea ni se cere post, ca să ne izbăvim de proasta înțelegere a materiei, a trupului, a tuturor faptelor noastre văzute și nevăzute. Și dacă vom posti așa, atunci inima noastră, iată ce zice troparul acesta. Inima noastră va rodi dumnezeiește. Cum să rodească dumnezeiește? Foarte bine. Iată cum rodește dumnezeiește. În inima în care locuiește Dumnezeu se află putere și lumină și pace. Va rodi, zice cântarea, spic copt de virtuți. Știm ce e spicul. Știm că atunci când spicul este copt, își apleacă, se apleacă așa sub greutatea boabelor de grâu, ca și cum s-ar pleca în fața lui Dumnezeu să-i mulțumească. Noi când știm ceva, ne umflăm. Da, eu sunt ăsta, eu știu, eu am relații, sunt așa, în felul acela. Mă pricep, sunt extraordinar. Uităm să învățăm de la spic că atunci când e plin și desăvârșit, se pleacă. Iată, când facem ceva, când simțim că am realizat ceva extraordinar, să plecăm urmând pilda spicului. Și atunci va lucra virtutea. Altfel, vom rămâne cu umflarea noastră în pene. Pe care să-L dorim într-o aceste sfinte zile. Dar dorim noi așa. Dorim să fim smeriți. Dorim să ne plecăm capul. Vedeți că nu ne suportăm unii pe alții. Un pic să nu ne dea cineva dreptate și repede sărim. Eu am dreptate. Cum să mă las? Și atunci, ce post e acesta? Vedeți, dragii mei, doar două rânduri din cântare am tâlcuit și cât ar mai fi de spus. Însă mă opresc pentru că nu vreau să lungesc prea mult cuvântul meu și în încheiere, tot o cântare de aici, că v-am zis, aici e învățătura, nu la noi, aici este. Cântarea aceasta pe care vreau să vă pun în încheiere înainte, ne lămurește încă o dată în plus cum se cuvine să arătăm și pe dinăuntru și pe din afară în vremea postului. Iată, cântarea aceasta s-a citit ieri.
Maicile au citit-o la strană, la ceasul al șaselea. Și afirmă următoarele. Acesta e adevărul. Vremea postului este veselă. Noi când postim, ne posomorâm. Nu! Domnul a zis, tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală. Păi dacă te-ai întâlnit cu cel pe care îl iubești, cum poți să fii posomorât? Dacă tu abia aștepți să fii cu cel cu persoana pe care o iubești, de care ești îndrăgostit sau îndrăgostită, cum să fii posomorât dacă te-ai întâlnit cu el? E imposibil! Păi te bucur că e Dumnezeu acolo! Vremea postului este veselă. Pentru aceasta, săturându-ne din destul de curăția cea luminată, de dragostea cea curată, de rugăciunea cea luminoasă și de alte virtuți, să strigăm luminat. Crucea lui Hristos prea sfântă, ceea ce ai odrăslit de sfătarea vieții, învrednicește-ne pe toți a ne închina ție cu inimă curată, dându-ne iertare și mare milă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.